Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, vreau să fac și un nou vlog, să fac niște lămuriri, să adun niște lămuriri legate la niște aspecte de ce s-au întâmplat ieri cu plecarea patroanei la Strehaia, cu plecarea tatălui meu, cu certurile de astăzi din chat-a de la Strehaia. Și știți că mereu am fost sincer cu voi și pe mine nu mă interesează părerea nu știu cui, eu vă spun adevărul ce și cum. Bun. Știți că ieri am fost la filmarea aceea, la petrecerea aia ce am avut cu emisiunea. Toate bune și frumoase. În fine, de câteva zile patroana tot spune că să mergem la Strehaia dacă ea, părerea ei este că n-ar fi de acord să meargă și Mihai la Cornel la Strehaia. De ce? Pentru că Mădălina o tot suna și o amenința că va face scandal, că nu știu ce, că nu știu cum, dacă vine Mihai la Strehaia. Bun. Patroana ce zice? Că nu, domne, că trebuie să merg și eu să mănânc liniștită, să beau cu țiganii, să nu știu ce, că o să vină toți țiganii la noi, că a ieșit taică. Bun, prieteni. În fine, am zis, patroană, ok, dacă tu zici că vrei să mănânci liniștită, atunci du-te la Strehaia și mănâncă cu dușmanii tăi care nu ți-au dat un telefon perioada asta de 2 ani de zile și perioada asta de 9 luni, pe care am chinuit-o împreună noi ăștia trei la spital, alături de tatăl meu. Am zis, du-te, că eu nu merg și eu rămân la București cu Mihaela, du-te la Strehaia și mănâncă și bea cu cine vrei. Bun. Cu cine credeți că era patroana astăzi la masă? Stați că ajungem la subiect, să le luăm pe rând. Era cu toți dușmanii care s-au bucurat când a ajuns tata în spital, care ne-au dat un telefon și care se bucurau și se așteptau la orice ca să scăpa de tata și poate să stea ei liniștiți și să fie ei cei mai tari din oraș. Adică că nu mai au concurenți. Patroana astăzi a stat la masă cu, cum am zis, cu cei care nu ne-au dat un telefon și s-au bucurat de toată situația asta. Și în al treilea rând, cu cel mai grav și cel mai grav, cu cei care ne-au făcut denunțuri și ne-au făcut dosare penale și probleme ca să mergem la pușcărie. Și tatălui meu și mie, prieteni. Patroana astăzi a stat la masă și a dansat cu o persoană și cu nevasta unei persoane care mie mi-a făcut probleme și tatălui meu și probleme de la multe probleme cu pușcăria și probleme și mie și dosare penale. Aiurea și-a întramvai persoane pe care eu le-am ajutat. În fine, n-am mai zis nimic că mi-au făcut rău, eu n-am făcut rău nimănui, am zis să iert pentru că așa este bine. Eu sunt o persoană care nu pot să țin dușmânia și, nu știu, să fiu, să țin ură și să fac rău cuiva, chiar dacă ei mi-au făcut mie rău la un nivel foarte mare. I-am lăsat așa. Bun, patroana astăzi a fost la masă cu absolut toți dușmanii noștri și cu toți care s-au bucurat. Perioada în care am stat la spital, prieteni, 9 luni de zile, n-am primit un telefon, mă jur pe viața mea, prieteni, dacă am primit un telefon de la cineva, să spună, bă, ai ce să mănânci, ai benzină, n-ai, ești bine, cum e taică, tu și-a revenit și așa mai departe. Nimic. Deci, credeți-mă când spun că nimic, nimic. Ba chiar unele dintre persoanele, în perioada în care tatăl meu era la spital la operație, erau acolo pe la alte persoane și nici n-au făcut doi pași să întrebe, băi, cum e Leo în curtea spitalului. Bun. Patroana astăzi, toate bune și frumoase, a stat la masă cu ei și a dansat cu ei. Deci, prieteni, unde vreau să ajung? Vreau să ajung să vă spun, pentru că am ajuns oricum de mult la concluzia asta, că patroana ne-a distrus viețile la toți. Și eu țin cu dreptate, prietene, bunica mea, de eu spun adevărul, n-am de ce să mint. Am înțeles, e familie, oricum eu consider că am tras destul pentru familia mea și am chinuit. Patroana ne-a distrus viețile și mie și lui Ursu și tatălui meu. Din cauza ei suntem în situațiile astea și cu toate problemele astea. Nu vreau să intru în detalii mai multe, dar m-a deranjat foarte rău pentru că ea a preferat să stea la masă cu ăia care au băgat-o la pușcărie, care i-au făcut rău și să se distreze cu dușmanii care s-au bucurat și așteptau ca tatăl meu să pățească ceva. Și n-a vrut să stea la masă cu cei care i-au fost alături și au ajutat. Patroana, prieten, este o persoană în care astăzi dacă îi donezi un rinic, mâine te înjură. Și ea este bună și se comportă foarte bine cu ăia care o înjură și care îi fac rău. Deși ea mereu așa a fost.
De ce a fost cu mulți? Deci astăzi nu știu dacă a fost și Max acolo la noi, dar oricum Max, dacă mergeai, nu era nicio problemă. Adică nu trebuia să-ți faci teamă că se întâmplă ceva sau nu știu ce. Deci, prieteni, vreau să spun că patroana, dacă o înjuri, e bine, ești bun, dacă nu, e invers. Așa, și să revenim la subiectul cu Mădălina. În fine, a venit și Tomiț acolo și Mădălina. În fine, prieteni, au venit, au venit. Tata n-are nicio treabă cu Tomiță, nu s-au certat niciodată. Se cunosc de copii mici, au crescut împreună. În fine, o fi venit la el să vadă ce și cum. Dar după ce că a venit la el și a apărut și Mădălina, care mereu Mădălina, noi când suntem la necaz, Mădălina ne freacă și ne trambalează la creier, ca de obicei. Și când eram la spital și la pușcării și peste tot pe unde am fost, Mădălina n-a știut decât să ne dea stres. Și ea, când e totul bine și frumos, apare și ea, hop, am venit, vai ce rău mi-a părut, am venit să vă ajut. A venit și Mădălina. În fine, după ce că eu n-am fost cu Mihaela și a stat la masă Mădălina cu ei, am zis, bă, lasă-i dracu, nu mai îmi pasă de ei, lasă să stea acolo cu ei 10 minute să-și facă talent. Dacă ea consideră că e bine. După aia ce crezi? Au pornit niște discuții de la Olga, de la nu știu cine, de la nu știu cum, cum că să o iau eu pe Mădălina înapoi, să rămână Mădălina acolo în casă, să stea ea în casă acolo să mă aștepte pe mine. Așa, pe jabcă, pe forță. Prieteni, eu vă spun sincer, eu cu Mădălina nu mai am nicio treabă, nu o să mai fiu cu Mădălina niciodată. Mădălina a fost atunci nunta când eram mici, n-aveam nicio putere atunci, depindeam de familie, eram mic și na, s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Pe parcurs nu ne-am înțeles, uite, nu mai contează nici cine a fost de bine, că a fost ea, că am fost eu, dar credeți-mă că și ea a făcut multe greșeli, chiar înaintea mea. N-am vrut să caut asta, să o pun, să-i scot care a greșit la iveală. De multe ori m-am lăsat pe mine să mă considere lumea vinovat, doar ca să, că mie nu-mi plac discuțiile astea. Și ei, nu știu cine a pornit discuția acolo și făcuseră planurile astea, ca Mădălina să rămână la mine în casă, fără acordul meu. În fine, eu i-am sunat, le-am spus că nu există așa ceva, ca Mădălina să rămână în casă la mine, adică cum ar veni să mă împace ei pe mine cu Mădălina, forțat, fără să știu eu și fără să nu știu ce. Nu știu ce plan a fost acesta. Eu am pus mâna pe telefon, prieten, am sunat la 112, am sunat și la poliție la Strehaia. De fapt, prima oară am sunat la poliție la Strehaia, care nu prea a făcut nimic în privința asta. Apoi am sunat la 112, am fost și la poliția Capitalei, pentru că nu există, prieten, așa ceva. Că mi-a dat zestrele la nunta acum 15 ani să vină să stea cu japca la mine în casă. Nu există. Să se ducă să mă dea judecată pe zestrea aceea care spune ea, care oricum am cheltuit-o și noi la nuntă și ce s-a mai dus de 15 ani, nu mai contează. În fine, cum multă lume spune că trebuie să-i dăm. Părerea mea era că se făcea judecată țigănească și vedeam ce stabileam altă dată, nu astăzi, în ziua în care a ajuns tata la Strehaia. Dar mereu Mădălina, când a venit ursul de la pușcărie, a făcut scandal. Când a venit tata de la pușcărie acum, a făcut scandal. Până când, prieten, să suport eu toate figurile astea ale ei? Mereu Mădălina a făcut discuții și nu știu ce. Numai probleme și numai stres ne-a dat. În fine, am trimis poliția acolo să-i spună să plece, să nu știu ce. Dar vreau să știu și o părere voastră dacă este corect, prieteni, ce tâmpenii și ce astea face patroana și ce decizia. Prieteni, pe mine nu mă interesează ce planul face patroana. Eu sunt o persoană la care zic, care nu depind de patroana sau de familia mea de la Strehaia, vă spun sincer, și nici n-am depins vreodată. Multe persoane cred că am depins. Nu este adevărat. Pe mine nu mă interesează să fac ca ei, să mă oblige ei pe mine să fac ca ei, că nu știu ce, că sunt la mâna lor cu ceva. Nu. Ei fără mine, eu dacă nu eram, ei erau în ultima perioadă terminați. Eu am chinuit, m-am sacrificat, am riscat, am făcut multe, multe pentru ei în ultima perioadă. Dar, prieteni, am stat, de ce? Pentru tatăl meu am stat alături de el să vină bine de la pușcărie, să fie sănătos în perioada cu spitalul. Doar pentru el am suportat-o și pe patroana, și pe Olga, și pe toți cu mine la București. Pentru că eu am stat și chiar am chinuit. N-am spus niciodată la lume ce și cum am trecut și cum am supraviețuit și noi. Pentru că tatăl meu cât a fost la pușcărie 2 ani și eu am fost la fel, mai rău ca la pușcărie, și am chinuit mai rău în exterior.
Dar v-am zis, pe mine nu mă interesează planurile lor. Le-am spus la toți și le spun în continuare. Ei chiar dacă o aduc pe Mădălina acolo să stea în casă, pe mie nu-mi pasă, prieteni. Dar oricum n-are ce căuta la mine în casă. Chiar dacă ar fi să fi fost să o aducă ei în casă acolo să stea, n-are cum, pentru că n-are viață cu mine, probabil doar să se mărite cu patroana. Dar eu ca femeie acum, nu știu, dragoste cu japca și cu forța, nu știu cum ai putea să faci chestiile astea din partea ei. De la patroana mă aștept la orice, prieten, pentru că v-am zis cum este patroana. Patroana are o gândire de acum 100 de ani în care multe. Ea mereu. Ea a făcut și Mădălina destule probleme, destule chestii, a vorbit multe, ne-a făcut probleme și nouă, ne-a dat stres în primul rând, că noi eram și așteptam pe tata la operație. Ea ne dădea stres cu telefoanele. Chiar acum câțiva ani, Mădălina i-a dat și vreo două picioare lui patroana. Dar bravo, bine ai făcut, Mădălina, că le merita. Eu nu mă mai bag, prieteni, n-am pentru cine să trag când ei sunt singuri dușmanii lor. Deci patroana este dușmanul ei. Ea și-a creat toate discuțiile astea, toate problemele, toate. Și patroana a distrus pe toată lumea. Eu sunt la concluzia și am fost de mult și în povestea cu Lumina, prieteni. Și Lumina a greșit-o maxim ce a făcut cu Măgaru. Dar și în familie la noi, prieteni, vă spun, este sincer să trăiești. Este greu pentru că este un stres psihic care te rupe. Este un stres de nu vă imaginați. Nu vă imaginați. Și Lumina probabil n-a mai suportat stresul ăsta psihic din partea patroanei, din partea familiei. Pentru că, na, v-am zis, eu vreau să vorbesc cu voi sincer, nu mă interesează părerea nimănui, nu mă interesează de nimeni. Eu vreau să vorbesc cu voi, prieteni, pentru că la urma urmei voi mă urmăriți. Și chiar vă apreciez că sunteți atâtea persoane care sunteți alături de mine și mă susțineți. Deci v-am spus ce s-a întâmplat astăzi cu patroana și ce tâmpenie a făcut. Prieteni, ce a fost a fost cu Mădălina de mult, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu mai sunt cu ea. Eu mi-am ales, am luat-o pe Mihaela, prieteni, suntem căsătoriți chiar și cu acte. Și nu... Chiar nu mai vreau bătaie de cap, prieteni. Am tras destul. Multă lume nu știe, n-am făcut niciodată vloguri să spun ce am făcut și cum am făcut și cât am chinuit să mă plâng sau să ceva. Cum am putut, cum n-am putut, am rezistat și am mers mai departe să fie bine. Dar eu vreau să vă spun că eu nu vreau să mai am nicio treabă cu ei. Adică da, sunt familia mea, prieteni, țin la ei, îi iubesc. Dar nu mai vreau să mai fiu atât de implicat, să stau să-i suport și mai ales să le suport niște tâmpenii pe care nu au niciun sens. Vreau din momentul acesta, prieteni, să mă de viața mea, să mă ocup și de viața mea, să mă ocup de mama, să fiu alături de mama, de tata, să-i susțin, dar restul n-am de ce să suport eu prostiile și treburile lui patroana. Prieteni, avem și noi o vârstă, am avut destule probleme până la vârsta asta. Dacă vine mașina, ia vine mai încoace. Am avut destule probleme până la vârsta asta, prieteni, pentru că la 27 de ani n-a trecut unul de 50, de 60 de ani prin ce am trecut noi. Pentru ce? Sincer, acum vă zic, vreau să mă ocup de mine, de problemele mele pe care le am, prieteni, am și o probleme foarte mari, la care sunt singur și trag singur pentru ele, pentru că văd că patroanei îi place să petreacă alături de ăia care mi-au făcut mie probleme. Dar o să vadă ea când, că fără mine, să văd cine o ajută și cine sare în ajutorul ei. Deci, prieteni, v-am zis, n-am treabă, n-am dușmănie, n-am nimic cu nimeni. Am făcut vlogul ăsta, sincer, să spun la lume, toată, la prietenii care mă urmăresc pe YouTube, să le spun toată situația, tot adevărul și ce s-a întâmplat. Chiar n-am... Nu vreau să mai să stau, să-mi consum viața pentru cine? Că n-am pentru cine să trag, prieteni, am tras destule. De acum vreau să mă ocup de mine, să am grijă și eu de problemele mele, de tata, să-l țin alături de mine, de mama și cam atât. Să ducem și noi o viață normală, să încheiem cu toate tâmpenile astea, cu toată țigăneala asta, cu toată șatra asta. Pentru că pe mine nu mă interesează fraților țiganii care vorbesc cu ăia de la Strehaia, ia uite pe ăla, ia uite pe ăla. Pentru că eu când am chinuit, nu m-a sunat nimeni, bă, ești bine?
ce faci, mori, trăiești? Că v-am mai zis eu, e important și când te sună cineva, când ești într-o situație proastă, nu să-ți dea bani sau să ceva, dar să te ajute, să-ți dea un sfat, bă, facem așa, nu facem așa, cum ești, ce ai făcut, cum faci, nu. Toți, când la bine apar și ei, vai ce rău mi-a părut, vai ce nu știu ce. Nu că aș fi avut nevoie prieteni, pentru că l-am avut pe Dumnezeu alături de mine și mi-a dat putere să depășesc toate problemele și problemele pe care le mai am, tot așa am încredere în Dumnezeu și le voi depăși și o să vedeți. Pentru că, v-am zis, m-am săturat de mentalitatea asta de acum 200 de ani. O mentalitate chiar proastă, prieteni care n-are niciun sens, sunt niște tâmpenii și niște aiureli. Deci, sincer, vă zic că n-au nicio logică, n-au niciun sens aceste reacții, aceste situații create pe care ni le creăm singuri. Asta este treaba. Noi acum, prieteni, suntem în oraș, am ieșit afară, am zis să vă fac un vlog, să vă explic eu puțin situația, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. Mai departe, eu consider că am făcut destule și am suportat destule prieteni. Mai ales am suportat-o și pe Olga și pe patroana, care sunt un stres psihic. Voi, dacă ați stat 24 de ore cu ele, ați fi la spital, credeți-mă. Și Olga, prieteni, intervine mereu și se bagă ea în situația mea și spune că da, e normal că eu trebuie să am două neveste și pe Mihaela și pe Madalina. Dar nu există așa ceva, prieteni, pentru că eu nu sunt ea. Cu Maria 7 bărbați și crede că e cu toți măritată. Și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Nu există așa ceva. Fiecare să-și vadă de treabă, prieteni. V-am zis, eu n-am nevoie de nimeni, nu depind de nimeni. Ei depind de mine. Așa că, de astăzi vreau să-mi văd de treaba mea, prieteni, să mă ocup de mine. Pentru că am și eu treburi și probleme la care necesită să mă ocup strict de ele și să-mi pun și o ordine în viață și să-mi aranjez treburile. Și să mă ocup și mai mult de fratele meu, de Ursul, să fiu alături de el, de David, de copii și de Albina, dacă îi permite Mădălina să fie cu noi, să vină la noi, de copiii mei, prieteni, de fratele meu, de mama, de tata și atât, înțelegeți? Și cu Ursul, prieteni, vreau să-l susțin, să vedem cum facem și el, să-l întreb și eu, că nu prea am discutat cu el pe tema asta cu Georgiana, dar vreau să văd dă-te mai aproape. Vreau să văd dacă, cum spune el, să vină, eu aș vrea să vină și el cu copiii, când vrea să vină, să stea cu noi, prieteni, să fim alături o familie, și el, și Georgiana, și cine vrea el, prieteni, înțelegeți? Dar normal că nu ne-a plătit nimeni ursul... chiriile până acum nouă, poate să stea la noi oricând. Dar nu chirie, prieteni, și în primul rând, ca să vă zic că am apartamentul la Pitești, care este apartamentul nostru, fraților. Nu, cum ziceau unii, că n-am plătit nu știu ce, n-am plătit nu știu ce. Nu, apartamentul de la Pitești este apartamentul nostru și acolo locuim. Altfel, dacă era așa, îl pierdeam de mult. Deci, sunt multe chestii, prieteni, pe care nu le știu, inclusiv cei de la mine din familie și nici alții din exterior. Dar mie nu-mi place să vorbesc, sau să mă laud, sau să mă plâng, sau să nu știu ce. Vorbesc și eu câteodată, când trebuie. În fine, o să vă mai explic mai multe pe parcurs. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine. Vă doresc o seară minunată în continuare și ne vedem mai târziu sau mâine. Vă pup!